Ghicești și călătorești cu Europa FM. 8 și 36 de minute, ghicești și călătorești cu Europa FM. Intrăm în direct imediat la 0372 069599. Vă așteptam de mult. Ascundem tichetul, ce? Ascundem tichetul. De fapt, l-am ascuns tichetul încă o dată sezonul acesta. Iar cine ghicește unde l-am ascuns, așa, primește premiul de 1000 de euro. 1000 de euro. Începem? Tot odată? Elena, bună dimineața! Bună, Elena! Bună dimineața! Bine ai venit, ce faci? Ce să fac? Concediu. Ah, dacă ești în concediu, ești relaxată. Exact. Da. Te-ai gândit așa cam ce ne-ar putea trece prin cap? Că, practic, la început, cam așa începe jocul ăsta. Cam așa începe. Da. Este cumva tichetul pe un alt continent în afară de Europa? Bună întrebare asta. Frumos început. Ce o să vă spun? Răspunsul este da. Finalmente, wow, a părăsit Europa. Da, și o să vă spunem, adică noi râdem pentru că noi am tot ascuns tichetul în Europa și de fiecare dată, nu mai ascundem în Europa. Lasă-mă, că nu să n-ai da. Cum Europa, nu o să, o să fie surprinși. Și acum, acum bine, mă, hai, direct... nu mai punem în Europa. Nu e în Europa, nu? Nu. Nu e. Deci răspunsul e da. Altă întrebare. Așa. Te-am surprins cu locația ăsta? Locația respectivă are deschidere la mare? Cum facem aici? E dificil. Stai-mă puțin, că zici care... E tot aia. Are. 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 Da. Da. Ai sezizat, da? Că am avut aici o mică chestie, da. Deci are deschidere la... Are deschidere la mare, cum se spune în general. Termen general, nu? Cuprinzător. Bun. Să încercăm un alt continent. Ia, să vedem. Acel continent începe cu o vocală? Sau nu? Păi, ce-ar fi tare să mergă să ducă direct acolo. Știm vreun continent care nu începe cu vocală? Iertați că mă bag. Cum ar fi să zicem? A. Da, răspunsul e da. Mamă, ne-ai lovit cu asta. Da. Nu, cred că v-ați surprins pe dumneavoastră. Mamă, da. Hai că ai redus puternic. Da. Trebuie da. Nici dacă începe cu A. Și atunci, altă încercare. Da. Da. Acel continent este Asia? Haide, mă. Hai. Am mers așa bine până acum. Da. Nu e Elena, Asia. Elena, îți mulțumim tare mult. Elena, oricum mi-a plăcut abordarea Elena. A făcut treabă. Pași mari. Mari de tot. Asta cu continentele a fost bun. Mihai, bună dimineața. Salut, Mihai. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Mi-a furat Elena prima întrebare, exact aceeași întrebare o avem și o pregătită. Poți să ne mai întrebi și tu, că spunem tot da. Da. Păi, eu aș vrea să vă întreb în primul rând dacă este într-o localitate. Mai mică, mai mare. Este într-o localitate. E localitate, e da. Clar localitate. Hai, clar localitate. Da. Este în zonă urbană? Este o localitate urbană, da. Da. O localitate urbană. Deci nu e localitate. Este într-o clădire? Rurală. Da. Este și într-o clădire. Este și într-o clădire. Practic, ai găsit. Mamă, n-ai bombardat, nici n-am apucat să răspund. De ghici continentul, da. La orașul. Da. Continentul e cu vocală? Ia. Cu vocală. Este în America de Sud? Este, dar nu în America de Ce Sud. Ce localitate? Tu în America de Sud. Nu e. Da. Mihai, îți mulțumim tare mult pentru participare. Te-ai dus și tu bine, bine de tot. Ia să vedem. Ultima încercare astăzi. Bogdan, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Bogdan. Biletul se află în Statele Unite, al Americii. Să mai zici de mine ceva, George.
Răspunsul e da. Nu voiam să dăm premiu chiar de azi. La mine, la Cehia au ajuns totuși în 3 zile. Da, America e ceva mai... Continuăm, nu? Da. În Statele Unite, da. Se află în New York? La ce te referi când spui New York? Da, bună. Orașul New York. Orașul New York. Da, sperai că o să zică statul că... Răspunsul e da. Da. Păi, deci dacă ghicește, mă prăpădesc de râs. Nu e așa greu. Trebuie să ai noroc aici, ca să ghicești acum. Gândește-te bine, gândește-te clădire. Bine. O clădire. Asta e o întrebare? Nu. Cred că se află la Muzeul Metropolitan? Mișto Muzeul Metropolitan. Chiar de văzut. Da. Într-o vreme era și gratis. Mă rog, nu era gratis. Așa era, donai tu... niște bani, dacă voiai să intri, MoMA. Puteai să lași niște bani. Și tu ai donat? Da. Ia uzi, Luca. El a donat. Fair. Da. Răspunsul este nu. Îți mulțumim tare mult, Bogdan. Așadar, Elena, Mihai și Bogdan s-au dus... Tot. S-au dus bine de tot. Deci, acum nu rămâne decât să vă concentrați un pic. E în New York tip oraș... Nu stat într-o clădire. Da, mai detaliile gata, le pune departe. Adi pe okay. Adi pe site. Deci tu încerci să protejezi cât poți. Da. Trezește-te. E timpul să ți începi ziua. I like humor in the morning. Deșteptarea la Europa FM.